Salutare tuturor, este Rafael și bine v-am regăsit la un nou live stream alături de abonații aceștia de aici de jos care vă salută, zic salut YouTube, veți rămâne în istorie aici ce ziceți, deci așa, avem și noi 1300 de like-ane, stăm bine de tot și vrem să ne jucăm Țar Bomba, să vedem ce iese. Am pus la vot sau am supus la vot și oamenii au zis vrem Țar Bomba, cea mai grea dificultate ca să mor din prima. Și am zis say no more fam. Ok. Țar Bomba înseamnă în felul următor. 0 secunde de explorare, deci începe instant. Nu ai absolut nimic în adăpost, în bunker. Deci cu ce intri în bunker, aia ai. N-ai nimic extra. Suitcase-ul dacă îl iei, este gol. O să ai non-stop probleme de sănătate. Non-stop o să te atace criminalii. Echipamentul este extrem de fragil, se strică orice. Practic e imposibil. Probleme zi de zi. Hai să vedem, 0% șanse să câștigăm. Deși am câștigat în trecut pe Țar Bomba, dar greu de tot. Hai să vedem. Cred că o să mergem combinația Ted și Timi pe Țar Bomba. E cea mai clasică. Dă și mie follow pe IG până se alege joaca asta. No. Ok. Mâncare nu cred că ne trebuie chiar atât de multă. Scuze, se fumeu, nu am vrut să te supar, nu am i-fac zi, salut, iubie. Eu nu pot să trec aici, gen, e, gen, ranul ăsta e deja ruinat. Ruined, restart. E ok, nu m-ai supărat, dar nu mai fac glume de la donații, că nu sunt ok, nu e ok să gândești așa, nici să glumești, gen. Sunt niște chestii care nu se glumește. Bun. Deci, ranul acela, la gunoi, gen. Luăm toporul, luăm niște apă. Ok. Apă și mâncare. Hai că mai facem noi rost. Bug spray-ul ăla e interesant. Așa. Masca de gaze. Lanterna nu știu dacă o vreau. Pușca aia ne întoarce mai târziu după aia. Nu prea mi-a plăcut ranul ăsta așa, nu știu ce să zic. Medkit-ul. Bă, nu știu ce să zic de ranul ăsta, nu prea sunt convins. Cred că puteam să iau mai multe lucruri. Se putea mai bine, dar hai să-i dăm așa să vedem ce iese. Nu știu ce am ratat. Nu știu ce am ratat, ce am ratat. Te rog din suflet, reacționează pe la Ifla de Adisland 2, ca deja mai a capul s-a tot scriu Sisa, nu vezi mesajul de dobitocii astia care tot spamează sau de moderatori care sunt pe alta planetă. Bă, v-a jignit! M-am uitat harta, bă, e ruid. Ranul ăsta e la gunoi. E la gunoi ranul ăsta. Wow. Dă restart să jucăm așa. Mersi, Aiden. O să țin minte și facem reacția de data viitoare pe live, că acum, na. Hai că-l jucăm așa, dar e ruined, că n-avem harta. E o șansă mică să găsim harta, dar... Ce ziceți, dăm restart sau îl lăsăm așa? Lăsăm așa? Restart? Restart? Mă vrea lumea restart, să din înghețane. Jocul acesta mai are un nume, dacă nu știați, pe lângă 60 Seconds. Se numește 60 Restarts. Deja e moarte aici, că a căzut bomba pe casă. No! Oh my god, doi. De ce e Dolores? Nu vreau să joc cu Dolores. Ieși. Ieși că face murit rău de tot. Ok. 60 restarts. Aș dori să vă povestesc o întâmplare foarte ciudată. Am mers în pădure la cules de mureș și deodată a apărut un urs grizzly. Am zis, vă rog să mă scuzați, dar mi-a dat cu pulicica lui păroasă peste cap și peste ochi și nu am mai văzut nimic multă vreme. Mă, ce? Te iub, Rafaele. Ok, ok, ok. Mă, ce se întâmplă? Contează mult itemele pe care le avem, de-aia tot dau restart. Gen, dacă avem un început prost, tot ranul o să fie prost. Dacă avem un început bun, suntem pe spate. Mă înțelegeți dumneavoastră? Mă, nu știu dacă vreau să iau servieta aia, toată chestia. Pușcacea o iau. Masca de gaze o iau. Checkers-ul iau. Nu l-am luat pe Timi, aia e problema. Ia, băi, omul lui Dumnezeu.
Mamă, și e și radio acolo. Unde e, mă, copilul ăla? Timi, l-am luat sau nu? Nu l-am luat. N-am luat nici Boy Scout-ul. Trebuie să luăm Boy Scout-ul din camera aia și medkit-ul sau ce era radio-ul. Parcă îmi lipsește ceva și nu știu ce. Nu mai pot să iau nimic. Cam slăbuț așa, nu știu. No me gusta, no me gusta, no me gusta mucho. Cam slăbuț, da. Hai să vedem. Bună, Rafa. Este a doua oară când donez. Aș vrea să-i salut pe prietenii mei. Țincă 1 și Giga Chad. Sărut, Mana. Salut, Țincă 1 și Giga Chad, ok. Bun, e decent, nu avem apă, dar hai că face timp miros, putem să ne apărăm, avem harta, suntem pe spate, avem și masca. Leagă restart-ul, e ok. Grim cu membership, te salutăm, Grim. Aveți link în descriere dacă vreți membru, dacă vreți să donați, etc. Bun. Momentan, dau jocul mai încet sau e ok? Nu ne place cum miroase în așa și folosim Boy Scout-ul, minunat. Minunat, minunat, începe nebunia, țineți-vă. S-a ars ceva, dar suntem în regulă. What? Bă, a bubuit și medkit-ul și radio-ul. Bă, cine m-a pus, mă, să joc pe țar bomba? E deja overrun-ul. Oh my god. Deja e over, guys. Deja e over. Oh. Îl jucăm așa și vedem. Îi dăm așa. Wow, Green cu 50 de euro și nici măcar un mesaj. A luat membru și apoi a zis 50 de euro treacă de la mine, gen what? Băi, Green, mersi mult de tot. Mersi, 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 mersi. Îl trimitem pe Timmy cu suitcase-ul, cu gaza de mast. What the f- What? Română.exe has stopped. L-am trimis pe Timmy cu gaza de mask. Ce se întâmplă aici, nebun? 5 zile, hai să-i dăm de băut lui Ted. Și de-aia am luat bug spray-ul, pentru că cu bug spray-ul poți să faci medkit și suntem saved. Suntem bine, suntem bine. N-avem apă, dar din adins am luat mai puțină apă ca să luăm celelalte iteme și gen să ne câștige Timirano, să vină acum cu multe. Ne este doar de unchiul Terry, ei! Bună, Rafa, ai pantaloni pe tine acum sau ești indi cu gol? Nu, fazic eu în fiecare live, gen, sunt, mă simt cel mai bine în fundul gol, știi? Nu por nimic pe mine. S-ar tu chip treacă așa. O să dăm de mâncare, nu-i dăm asta, medkit-ul că-l irosim degeaba, că nu e bolnav. Ok. Uite, ăsta e un cuterii, cred. De zicea el din aurii. Dacă Timinu se întoarce în piedura, nu-și dă restart. A lot of people. Mă, vreau să văd care e, ce e faza cu eventul ăsta cu oamenii în verde. Vin oamenii îmbrăcați în verde. La ușă. Salut. Oh, salut Vlad. Cred că e un event prost ăsta, de obicei dau unul, dar hai să-i primim pe oamenii verzi, să vedem ce se întâmplă. A venit Timmy? Ce s-a întâmplat cu oamenii verzi? Ah, ne-au furat arma și checkers-ul. Bă, ce se întâmplă, mă? Iar! Cu lopata? Mă, băi, v-ați sincronizat? Delegat. Terminadors, cocosatule. Bă, nu sunt cocoșat, uite de la mine cum stau. Uite cât de drept stau.
Masca de gaze a s-a întors cu ea, nu pot să vorbesc. Cu plăcere. Green, mersi frumos de 10 euro. Bacusor, toate materialele pentru bac. A găsit Timi două supe și o apă. Bă, ne-au furat aia și arma și checkers-ul. Nu pot să vorbesc, aia e problema. Ok, mersi frumos, Grim, de 10 euro. Robert, termină Dors. Da, o să mai jucăm Dors. O să mai jucăm. Ce, Timi, ok, Timi. N-avem... Ok. N-avem radioul. Eu zic să te calmezi, Cezar, ești puțin nervos. Ăsta, gen, s-a stricat tot, frate, what? Ultima donatie zâmbet gasiti toate materialele necesare pentru romana logica si istorie pe Bacusor complet. Ne-ai cocoșat, Bacusor, ne-ai spart non-stop, au înțeles lumea, e ok. Ziua 10, sună gemenii la telefon. Trebuie să plecăm din nou în expediție, n-avem ce să facem, suntem vai de viața noastră. N-avem radio, n-avem nimic. Ce jocuri îmi recomand și mie pe Steam de cumpărat? Stardew Valley. Ziua 12. Bă, Timi, tu-ți încerci norocul, verișoră meu. Tu te duci și-ți încerci norocul. Vedem noi dacă-ți și iese. Mai du-te, mai caută ceva. Deci eventul ăla cu Green Man nu e bun absolut deloc, e gunoi. Știam eu că nu trebuie să deschid ușa. A, nici n-am citit ce scrie acolo. Clasic. Eu am cumpărat Stardew Valley. La Bandel Maimuțel se joacă un minut și zbiară la niște oameni în verde că i-au furat pușca. Pretty much. Am văzut o femeie îmbrăcată niște haine așa și să-i dăm gloanțele. Nu-i dăm gloanțele, nu ne ajută cu nimic. Waste. Bătaie de joc. Când este episodul cu bule? Nici nu l-am filmat. Băiatul ăla încă mă întreabă ce jocuri recomand, chiar dacă am recomandat, clasic. Când am deschis ușa, am descoperit o servietă. Eu de obicei nu deschid servieta, hai să o deschidem, să vedem ce se întâmplă. Sper că i-am dat apă lui, de altfel a murit. Ai, i-am dat. E bolnav Ted. Bă, deci, din toate șansele care se puteau întâmpla, s-a întâmplat cel mai prost cu suitcase-ul. S-a îmbolnăvit. Gen, what? Sal. No, ranul ăsta e gen... Ranul ăsta e over. E over ranul ăsta. Toate se strică, toți se îmbolnăvesc. Ne spălăm cu gloanțe. S-a întors Timi, ia. Big W. Big W for Timi. W's in the chat, boys. Doar două sticle de apă, atât? Ne-ai cocoșat, Timi, vezi că ne-ai... Ne-ai cocoșat grav de tot. Ne-a cocoșat, Timi. Ce jocuri horror recomanzi gratis pe Steam? Bă, dar multe specificații, nu știu. Rafa, de ce nu mai filmezi Stray? Bă, m-am cam plictisit de Stray, aia e chestia. Bun, fii atent, Ted, tu te duci... Ted, viața mea, tu te duci... Vision... What? A, nu, stai, că noi avem o harta. Avem harta. Avem harta. Te duci cu toporul, Ted. Să vedem de ce ești în stare. Now would be a good time to insert ads. Creator earn more money inserting ads the more viewers are watching. Auzi ce YouTube-ul? Să vă bag reclamă. Băgăm niște reclame? Recomand să te reapuci de o neapiece cam merita. Am cumpărat al treilea boxet la One Piece care trebuie să-mi ajungă și am manga-ul full gen boxeturile de la 1 la 90 și ceva. Deci vreau să mă apuc să citesc manga-ul și oricum trebuie să văd și anime-ul. Da, e ce trebuie. Așa.
Plus că am fost să văd filmul Dragon Ball la cinema, care a fost Big W, și vreau să merg și la One Piece Red, care o să fie la cinema ori din octombrie. Forță rău de tot, vă recomand. Ziua 20, prea tare atmosfera cu anime-uri la cinema, stai pe spate, tare. Ziua 20, bem și mâncăm. We saw a lasha, it was... sunt gemenii care ne cer ajutorul să le dăm niște mâncare. Classic, classic. Vreți să vă bag o mică reclamă? Vă abonați o mică reclamă? Una mică reclamă, vă abonați? Hai mă, că le băgăm la abonați reclamă, dacă ei vor reclamă. Cine sunt eu să mă opun, nu? O mică reclamă așa la abonați. Hai să vedem ce se întâmplă, ok? Bine, probabil o să fie un delay, nu știu cum intră reclamă, până m-au zis voi să înceapă dinainte, ia. Reclamă. Mă, s-a întâmplat ceva? N-ai dat nicio reclamă, gen. Ah, ok, clasic. Rafa, cum ai cioaca mare? Si poti spune salut, Dragoș. Salut, salut, Dragoș. Așa, ziua 21, așteptăm pe Ten. A intrat vreo reclamă? Niciuna? A băgat acum 10 ore. Mie, nici măcar una. Mie mi-a dat. Spuneți la ce v-a dat reclamă. Cu ce era reclama? Am YouTube Premium? Bă, YouTube Premium merită toți banii, sincer, și eu am pe vreo două conturi. Timmy noticed his old telescope is a pile of rubble. I s-a stricat telescopul. Should I, Timmy, go out and stare? No. Nu te duci nicăieri, Timmy. Nu mi-a dat nimic. Păi se tot bagi reclamă atunci. Vă, nu vă pe reclame, eu fac bani din reclame, gen. Deci e win-win, gen. E perfect. Așa, au apărut pe genii. Hai să-i batem cu cartea. Trebuie să vină Ted să vedem dacă găsește ceva forță rău, dar tot trebuie să ne salveze. Gen, pe Țar Bomba noi ne bazăm foarte mult pe expediții. Dacă Ted moare, e over. Încearcă Cult of the Lamb. No. Intrare reclamă cu Durex? Ok, ok. Probabil te știe că trebuie, știi? Trebuie să-i dăm niște supă și o să ne dea o pisică. E un vânzător, ceva de genul. Și voi îmi veți spune cum o cheamă pe pisică. Ce zici când o să apară sezon 3 din Demon Slayer? Am făcut video ăla cu Demon Slayer, Paul, nu știu dacă te-ai uitat. Nu știu când o să apară, dar când o să apară o să fie forță. S-a întors cu toporul, Ted, am dat mâncare la pisică și a găsit 3 sticle de apă, 2 de mâncare și servieta. Deci destul de bine, astăzi bem și mâncăm. Și uite, pisica. Sharikov. Pisica ne permite să avem 2 endinguri. Endingul cu agenții secreți sau endingul cu omul de știință. Mai e încă un ending unde intră extrem de multe pisici în bunker, dar e foarte greu de făcut pentru că îți mănâncă mâncarea pisicile. Câte o conservă fiecare pisică și e că trebuie să ai multe conserve. 15 conserve, nu știu câte trebuie să ai. Am dat de un camion cu înghețată care n-avea roți. Așa. Sunt fanul tău numărul 2. Hai să folosim lanterna în acest scavenge la mașina cu înghețată, să vedem ce se întâmplă. Le-am dat de mâncare și de băut, hai să vedem. S-a stricat lanterna, deci ce item folosești că se strică la mașina din înghețată, deci să nu mai folosim. Gen, acum și învățăm să jucăm. Bună, Rafa, acum 2 ani mă uitam la tine și mă gândeam, mama ce sexy e, Rafa, acum un an te-am văzut cu pula sculata pe... What the f... Cred că ai visat ceva, ură, Cristi. Hai să vedem ce se mai întâmplă. E foame la pisică, dă-i mă de mâncare. Păi ending-ul cu pisicile e insane de greu ending-ul ăla. A, s-a îmbolnăvit Ted. Moartea reală, gen. Moartea reală. Bă, Timmy, cu ce este? Fii atent. Ultima expediție a lui Timmy. Fiți atenți cu ochii. Îl trimitem așa pe Timmy. Du-te, frate, cu toate itemele. Întoarce-te cu ceva bun dacă nu e over. E papa. E adios. Astăzi bea și mănâncă toată lumea. Pași, pa. Sunt fanul tău numărul 3. Fanul meu numărul 3. Wow, wow, wow. Îți mulțumesc, Q-Login123, că ești fanul meu numărul 3. Cine este fanul numărul 4? Sharikov are grijă de el
Așa, și am găsit o adresă pe zgardă. O, ne ducem nicăieri. S-ar putea să pierdem dacă plecăm din bunker, cât e Ted singur. E cam bored, Ted. Cam plictisit de viață. N-avem radio și ne încurcăm mult de tot. Ziua 30, bem apă, prietenii s-au întors și vor și eu un medkit. N-am nici pentru mine, fratelo. N-am nici pentru mine. Salut, Rafael, am 18 ani, sunt cu... Da, nu mai da mesaje de-astea, Flavian, te rog frumos. Gen, nu mai da niciodată mesaje de-astea, te rog, în donații. Ziua 31. Când ne-am golit găleata... Am descoperit o hartă. Sunt fanul tău numărul 4. Fanul numărul 4. Dacă eu dacă plec, stai așa că iar mi-a dat crash. Eu dacă plec acum din bunker după harta aia, scrie ceva pe hartă și se ducă să vadă ce scrie pe hartă, locația respectivă. Pierdem jocul pentru că nu mai rămâne nimeni în bunker. Deci nu o să selectez. Dăm next. Ok, hai să-i dăm de aici. Așa. Dead Island 2. Ok, hai că-mi notez aici Dead Island 2. Ca să țin minte, să-i dau bookmark și ne uităm data viitoare. Ziua 32. A murit Ted? Nu, nu, n-a murit. Sincer, dacă ce? Ce zice mă Paul acolo în comentarii? Dacă apare la anul și cu un singur episod pe săptămână e cam shit, eu zic la tea așteptare merită să le scoată pe toate odată. Paul, cred că tu te uiți, tu ești recent cu animeurile, cred. Animeurile niciodată nu se lansează toate odată. Asta de obicei practică Netflix. Animeurile sunt mereu câte unul pe săptămână. Așa fac ei, nu știu de ce. Deci, na. Și eu sunt de acord cu tine că ar merge mai bine toate odată, dar nu se practică așa. Nu știu ce, dacă vreun anime vreodată s-a lansat full. Poate pe Netflix, dar nu noi, nu animeurile noi, cred. Cred că animeurile vechi, nu știu. Da, animeurile vechi poate. Dar în rest nu cred, animeurile nu se lansează toate deodată, decât unul pe săptămână. Ok. We've been hearing soft scratches noises in the shelter, it's the cat. Așa, face pisica zgomot și nu știm unde se duce, hai să o urmărim. Nu, urmărim că pierdem jocul, că rămâne ăsta singur. Rămâne buncărul gol și pierdem. Te-ai uitat la Bucky? Nu. Hai mă, nu mai vine Timmy. We can barely breathe, nu putem să respirăm, dar n-avem niciun item, deci stăm așa. O, Timmy s-a întors și deja e finalul. Regele s-a adus cu totul, te deci nebun, a luat boala. Hai măcar să vedem ce a făcut Timmy, fii atent. Deci, s-a întors cu servietă, topor, cu harta stricat-o, 4 mâncare, 1 apă, cărți și a stricat harta. Na, prost de Toranu. Prost, nu e bun. Hai, dubla 2. A plecat Mișu. Slab, Ranu, slab. Deci, vedeți, prin expedițiile astea putem să facem rost de mâncare și de apă. Nu aia e prioritatea noastră, ci itemele sunt prioritatea. Hai să mai încercăm o dată. Ne trebuie mai multe iteme, dar îți dă eventuri de-astea de rahat, mă, îți dă gen... A luat foc buncarul, alege unul din 3 iteme. A fost un cutremur, alege unul din 3 iteme. Și atunci toate se duc la gunoi, știi? Ok. Avem lanterna acolo. Aha, radio-ul avem acolo. Boy Scout-ul l-am văzut. Masca de gaze n-am văzut-o și e jalete. Nu știu unde e masca de gaze. Frate, unde e masca de gaze? Urgență extremă. Avertizare de averse torențiale puternice cu pricici care vor cumula 50 /MP. Votăm trecătorii. Perioada de manifestare 3 septembrie. Unde e bă masca că nu o văd? 2:30 la 23:30. Evitați deplasările siluate, măsuri de autoprotecție. Mă ce? Vine ploaia, ce vine? Poți spune salut Andrei, salut Andrei. Naruto sau One Piece? N-avem harta.
Iar n-avem harta. Doamne, care m-ai făcut? Hai să dăm și noi cu niște apă, că am băut destul gifiol. Bă, cum intră apa asta? Avea dreptate Ronaldo, că apa e top. Ok. Lasă harta, îi dăm așa fără. Și așa l-a stricat odată recută, nu mai știu ce s-a întâmplat. Hai că vedem noi. N-avem apă și mâncare, dar ne descurcăm că suntem băieți mari. Ah, clasic. N-avem harta. Ăsta e un event prost. E un tip pe un cal. Dacă îi dai harta, o strică. Clasic. De unde e masca? Cred că am luat-o și n-am văzut eu la început. Timi, să te văd dată. Fă ending-ul cu pisicile. Nu. Am mai zis odată că e prea dificil ending-ul ăla. Ok, același event tras la Indigo. Trebuie să salvăm unul din trei iteme. Salut, Rafa, te pup, respect, frate. Hai să încercăm să salvăm radio-ul. Spuneți-mi voi, care e itemul de salvat aici? Eu nu înțeleg. Să iau radio-ul? Sau... cartea? Cartea nu prea o mai găsești la loc, aia e problema. Radio, cred că îl mai găsești. Ok, hai să supunem la vot. Item. Radio, carte, medkit. You're asking the community. Hai să întrebăm comunitatea. Ok, nimeni n-a votat, gen... ok, nimeni nu votează. S-a votat. Cartea, cred, zău. Ata. Văd că toată lumea votează cartea. Cartea să fie. Hai de capul meu. Uite, și acum e ceva cu țeava și ne ajută cartea. Bun. 10k like-uri, mersi frumos, boys. Ziua 6. N-avem radio-ul. Pam, pam, pam. Îi mai faci episodul cu Leon? Da, vreau să mai fac un episod curând. Așa, e plin de insecte, din nou folosim cartea. Poți să-mi zici la mulți ani, ziua mea e pe 16 septembrie. La mulți ani, Albert, pentru 16 septembrie, să fii fericit. A găsit o sticlă de apă. Radio nu-l avem. Naruto sau One Piece? Băi, e greu de ales, e greu, sincer. Dar... cred că Naruto. E mai compact, așa să zicem. Și e foarte mișto dacă sar peste filere. One Piece e șmecher. Trebuie să ai răbdare cu el, știi? Ca și poveste, nu știu, cred că One Piece e peste Naruto, dar Naruto are caracterele mai mișto, cu spell-uri și așa mai departe. Salut, Rafa, te aștept la un sintetic la 23, că veni și Marius și încingem o partidă de 15. Hai, bă, vine Timi. Bag pulicica, te așteptăm. Băi, David vorbește frumos, mai necizelatule. A nebunite, dar l-o razna. După ce a auzit donația aia, a nebunit Ted, pur și simplu. A găsit harta. Oh my god. Oh my god. Oh my god. A găsit 6 sticle de apă. Baba boy. Baba boy e reacția mea. Holy smokes, boys. 6 sticle de apă. God damn, brother. A stricat masca de gaze, dar avem apă. Avem apă. Fai de capul meu câte sticle, avem toate astea plus 3. Avem bidonul aici. Wow.
Trebuie să-i dă niște mâncare, dar nici nu știu. Problema e că nu mai putem să ieșim afară. Trebuie să așteptăm să-și revină Ted și îl trimitem pe el, dar nu știu la ce zi. Și nu avem nici radio să știm când s-a dus radioactivitatea. Deci suntem moartea reală, boys. Vrea să ne ofere multe pentru niște muniție. Ia, frate, muniție. Hai să vedem dacă ne oferi pe bune sau nu. După Demon... Da, Demon Slayer se compară cu Naruto. Aoleu. Nu. Gen, Naruto e legendă. Ne-a dat radio-ul! Wow, ce trade insane! Fai de viața mea, Naruto e legendă, Paul, e foarte vechi Naruto. Demon Slayer e mai nou, e mișto poveste în Demon Slayer, dar nu se compară niciodată cu Naruto. E top Naruto. Așa. Ne-a dat radio, bă, cap de mustață, e insane. Un trade bun, rău de tot ăla. Pentru gloanțe, pentru radio. Trebuie să-și revină Ted și pentru că avem radio o să ascultăm și știm cam când se duce radioactivitatea de sus. Timi... Și-a rănit mâna. Măi, eu eventul ăsta nu-l înțeleg. Dacă dăm noi cu toporul, o să fie rănit, Timi? Că dacă nu dăm cu toporul, o să fie rănit, cred. We have to patch it. Cum îl vindești tu pe Timi cu toporul? Îi tăiem mâna, ce-i facem? Deci folosim sau nu toporul? Nu, pierzi toporul? Păi și dacă nu, dau, dacă nu folosesc toporul, nu se rănește Timi? O să se rănească? Dă cu toporul? Se strică și Timi și toporul? Da, nu? Ok. Hai să întrebăm repede pe chat. Folosim toporul sau nu? Hai să vedem. Imediat votarea continuă și se și termină. Câteva secundele. I taie cioaca. 66% zic să folosim toporul. 34% zic să nu îl folosim. Ok? Bun, 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 bun. Deci folosim toporul. Hai să vedem ce se întâmplă. Ok, s-a adus toporul la gunoi și n-are nimic, Timi. Am înțeles. What? S-a adus toporul și e și rănit, Timi. Deci nu trebuia să-l folosim, a fost waste. Nu ne-a ajutat cu nimic, am irosit toporul degeaba. Come on, guys. Hai să ascultăm la radio. Ia-ți dat seapă, gherțoilor, care sunteți. Ultimii gherțoi. Ziua 15. It seems really quiet outside. Hai, în expediție. Am primit un apel telefonic. Ia, fuge-te de acasă că e nebun. A fugit omul meu. S-a adus, a zis. A, piciorul. Hai, salut, a murit cu totul. Ce are, bă, da, murit? Too many days without... A, nu le-am dat de băut apă. Wow. Cum m-am uitat? Wow, ok. Clasic. S-a produs o mică eroare. S-a produs o mică eroare acolo. Nu o să vă mint. S-a produs o mică eroare, ok? Hai să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Bine v-am regăsit la un nou episod. Primul nostru run pe ziua de astăzi. Hai să vedem, avem noroc sau avem ghinion? Wow, 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 YouTube. Sunt atât de nerăbdător să mă joc 60 seconds alături de voi pe live. Wow, 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 prima mea încercare pe ziua de astăzi. Bună, Rafaele, peste 2 zile încep școala și abia aștept. M-am gândit în prima zi de școala să îmi iau pulicica în mana și să îmi rog de doamna învățătoare să-mi ui. Verișorul meu, ce ai, bă? Ai luat o razna. Ai fantezii cu doamna profesoară. Ce se viene aqui? Cum se dice d-astea? A nebunit verișorul, bă.
Amă, frate, mă, nimic nu luăm. Să mă bătă ștrogaleții. Am inventarul Fulicianis. Ia gloanțele alea. Ia și pușcociu. Și suntem pe spate, ascultați-mă. Așa suntem. Ne doare la pili, așa se zice. Când te vei tunde? Păi nu cred că am nevoie să mă tund. Zici că sunt Neandertal, am ieșit din... De sub pietre am ieșit. Uite, dacă îl prind așa e mai decent. Nu mai par chiar Neandertal. Sunt Eren Yeager. Eren... Cum are, mă? Eren Yeager. Al naiba, mă speră pe nimeni. Ok? Adaugi un biet orfan pe Roblox. Orfan pe Roblox? Subliniere ost. Ești orfan pe Roblox? Și vrei ad? Da, nu dau ad. Ok, suntem decenți. Avem tot ce ne trebuie. Tata Kae. Da, da, da. Abia aștept să văd finalul din Attack on Titan. Bun, bun, bun. Hai să ascultăm la radio niște manele. Am găsit niște ciuperci pe pereți. Da, 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 cum să nu le mâncăm? Nu. Dacă vedeți ciuperci pe pereți, nu le mâncați. O să-l trimitem acum pe Timi în expediție. Rafa, ne adopți? Nu. Luna asta parcă făceai un an de când te-ai tuns. Da, în septembrie se... Cred că pe 10 septembrie, nu știu, pe 15 îți faci un an de când nu m-am tuns. Da, true. Ține minte, Nicoa. Fiți atenți aici, cea mai mare nebunie. Cum o se dice? Fii atât cu ce vine Timi. Bă, Timi e bărbatul familiei, o să ne cocoșeze cu ce vine acum. Vine cu 50 de conserve de mâncare. Le bagă în servietă. Părere mai Hero Academia. Am vreo 20 ceva de volume de manga. Trebuie doar să le citesc, deci da. E făinuț. Hai să luăm, salvăm ăsta. Ziua 6. Vine cu astronauții. Ok, cercă. Roblox, Beach. Mamă, cine dă bate inimioare? Alea banat Nightbot-ul. Bun, deci am dat de mâncare. Cum se dice? Parla spaniol? Da, 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 aia zic. Să ne îngheți, să ne zine bun. Am avut un vizitator astăzi care făcea sunete de cal. Ok, nu vreau, nu mă interesează. Eu sunt foarte nerăbdător pentru luna octombrie. Pentru că eu cred că în octombrie o să auzim ceva legat de GTA 6. Așa cred eu. Ok? De obicei, Rockstar anunță chestii prin octombrie. S-ar putea să avem ceva nou legat de GTA 6. Mark my words. Și o să vă întoarceți la live-ul ăsta și o să ziceți, a avut dreptate, Rafael. A avut dreptate. A căzut harta de pe perete și e ceva în spatele ei, ok. A venit Timi regele. Ia! Wow, a pierdut și checkers-ul, și toporul, și tot, bă băiatule. Ce părere ai despre Black Clover? Să vezi ce... Bătăița la fundă, zidăm acum Timi că ai pierdut toporul și masca. Toate itemele a pierdut, în afară de servietă. Și-a găsit 4 de mâncare, 3 de apă. Băi, e decent, dar gen, reacția mea la chestia asta, ca să înțelegeți, este... Asta e reacția mea pentru Timi. Da, nu știu ce să zic. Da... Da, nu o să ne spălăm. A pierdut și servieta? Wow, a pierdut și servieta. Bă, Timi ăsta. S-au îmbolnăvit amândoi. Mă, ce? De la eventul ăla s-au îmbolnăvit amândoi? Oh my god. Oh
Holy, s-au îmbolnăvit amândoi gherțoii. Wow, wow, wow. God damn, ce părere despre Black Clover? Nu am văzut anime-ul. Nu-l știu, dar mi-a zis un coleg că e miștoră de tot să mă uit și nu m-am mai uitat, că vreau să strângă multe episoade. Ziua 12. Hai să ascultăm și noi la radio niște manele. Rafa, mi-am făcut gagica și am avut o partidă intensă de sex pe bedvars cu ea. Da, și apoi te-ai trezit și era 8 dimineața și trebuie să pleci la școală? Parfumul meu favorit este WhatsApp Perfume. Ziua 13. Ascultăm niște manele la radio, clasic. Al meu boss? Nu, 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 voi nu înțelegeți gen. Stați să vă arăt. Ca să înțelegeți situația. Ăsta e favoritul meu. Parfumul WhatsApp. Prea forță. Deci, ziua 14, astăzi mâncăm. Ne-a zis guvernul că ne caută să ne salveze. Și n-avem lanterna. Super. Trebuie să așteptăm până pe la ziua 19, când se duce radioactivitatea de afară, să-l trimitem pe Ted. Astăzi bem. Trăită la alert. Ha, mă, lasă-ne. Trebuie să mai împun și eu niște apică. E bolnav, Timi, mă, trebuie să-i găsim ceva de... Ok, fiți atenți aici. O să facem ceva giga chat. Deci, Timi e cel mai giga chat copil. S-a îmbolnăvit și pentru că e bolnav, se va duce în expediție și își găsește singur medkit. Giga chat. Așa îl cheamă. Fiți atenți. Iadent. Sper să nu fie radioactiv afară, aia e singura problemă. Sper să se fi dus radioactivitatea. Terafa cu mana la policica. Abar n-am ce a vrut să spun autorul. E ok. Tipul se întoarcă cu un medkit. Easy. Se vindecă. E regele gen. E un iepure. Hai să-l atacăm cu pușca. Nu știu dacă trebuie să atacăm iepurele. Ce ziceți, îl atacăm sau nu? Cred că trebuie, da, da, trebuie, trebuie, trebuie. Da, 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 da. Da, 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 da. S-a dus pușca, da. Așa, nu vrem să jucăm cărți. Ia de că se întoarce Timi acum. Și face ravagii. Și cocoșează tot Timi. A young man act or door asking for help. Nu. Dacă îl trimit pe Ted, murim, aia e chestia, pierdem că... La asta o să întoarcă el. Ha, mă, Timi, vin înapoi. Trece acasă! Actually, cred că puteam să plecăm, că avem lacătul. Cred că am greșit acolo, puteam să plecăm. Fii atent că plecăm acum, dacă noi pierdem, e 0 IQ. Dar n-ar trebui să fie 0 IQ, că avem lacătul. Fii atent. Da, 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 e ok. Avem lacătul și când plecăm încuiem ușa. Forță, forță. Două ore de mâncare, forță, forță, forță.
Bagă și tu la ghiozdan. Nu ne ducem să furăm, că nu ne mai ajută gemenii. Hai, unde e Timmy? Nu? A murit Timmy. Oh my god. Nu mai deschid servieta aia. Ba, piciorul ne-a de servietă că ne-am bolnăvit. Timmy! Ce pasă? Mijo! Trăia pă, a pierdut radio-ul care tardu și n-a găsit nici medkit-ul. Timmy, cred că e timpul să intri în pământ, sincer. I think it's time, brother. It's time, brother. There's a shot to go into the radio. Wow. Timmy ne-a dezamăgit total. A găsit apă și mâncare, dar nu găsește iteme, gherțoiu. Gherțoia mi-o, bă, băiatule. Ted, du-te și tu cu ceva pe afară. Ia o sticlă de apă cu tine, mai bei și tu pe drum. Vai. Big L for Timmy. L plus a ratio. N-avem pușcă, n-avem ăsta. Moare, bă, săracul copil, uite ce trist e. E în depresie, l-a lăsat iubita de la grădii. L plus ratio plus you fell off, d-astea. Bun, îl așteptăm pe Ted cu nerăbdare. Hai să luăm și pisica aia, poate mai face și ea ceva. Miau! Gata, bă, și-a revenit Timmy, zici că e moartea reală, gen. Zici că e finalul vieții lui, e cu un picior în groapă. Da, mă, du-te la telescopul ăla, că mai spardă cap Timmy, du-te la el. Du-te. Du-te la telescop. Mai cocoșa cu telescopul ăla. A, ieșit, bolnav. Respect, Ken Damagen. A găsit o lanternă, apă și mâncare, dar... O, băiatule. Nu avem medkit. Medkit, frații mei. Ce facem? Că e GG's. GG's only. Bă, băiatule, n-avem nicio șansă pe țar bomba. Uitați-vă și voi, nimic nu merge bine. Spuneți-mi voi mie. Mi-oferă apă omul meu. Pleacă, băi, băiatule, cam 15 litri. Ha. Oh, ok. Sharikov a găsit un ăsta, ceea ce e bine, că ăla îl putem face în medkit dacă avem noroc. Actually good. Actually good. Rafael, salutar din Zâmbet. Wow, mafia englezească cu lirele sterline englezești. Repka 63 cu 5 euro. Ne-a dat ceva. Nu știu ce e emote-ul ăla acolo, emoji-ul ăla. Mafia englezească cu lirele englezești. Mersi, mersi. Salutări din UK. Ok. Sharikov așa. Hai să ne ducem după Sharikov la adresa aia. E o adresă pe zgară de la pisică care ne duce la niște agenți secreți. O să vedeți, a plecat pisica. Bă, e moartea reală. Deschide numele libertății. Hai mă că-ți deschid, ia zi ce vrei. E jale, ne fură iteme oricum. Dar vreau să-mi confirm. Ce ne-a dat? Ne-a jef... A, ne-a dat o pușcă. What? Ce chiar ne ajută? Credeam că-ți fură iteme. Really? Astăzi a fost mișto pentru Ted, a găsit niște chei. Da, du-te la cheile alea, Ted. Oricum ești cu un picior în mormânt. Le trebuie medkit neapărat sau e moarte reală. A, Ted a plecat. Ok. S-a întors pisica, o să vină și agenții ăia, frații. Frații G. Nu ne interesează.
Ne suntem îngrijorați. Și uite că pic outside, nu te uita. Stai în bunker. S-a întors Ted, what? A găsit niște mâncare. Păi bă, n-avem medkit morțanilor. Băi, îl trimit pe Timmy afară, oricum moare. Deci îmi pare rău pentru Timmy, oricum e un picior. A loud crash. Așa, recipe for good start. Sharikov found a new toy. Da, du-te, du-te după Sharikov. Moarte reală. O, ăștia chiar supraviețuiesc. Timmy, du-te tu singur de capul tău. Stă de 20 de zile bolnav, Timmy. Are boala copiilor. Am trimis în expediție, dacă se mai întoarce bine, dacă nu... Șpa, șpa. Ne-ar prinde bine niște provizii. Nu, nu ne-ar prinde. Parfumul preferat. WhatsApp perfume. Caută pe Google. The agents were spying on us are now at the door. Sunt agenții la ușă, hai să vorbim cu ei. Frații gen. Salut, Rafa, can mai face pisoade cu Forza? Forza! Paranteză închisă, paranteză deschisă, paranteză... Bă, șobolanis! Fără paranteze! Done pis, done piece is real, can weget muki gears ochi. Apropo, cu parul ala zici ca esti Patrick Bateman din American Psycho. Really? O să mai joc Forza, dar nu știu exact când, sincer. Mersi, Alexander. Devilmation. Naruto este un anime chiar slab, man. Anime bun înseamnă Monster, Vinland Saga, Berserk sau Steins. Punct și virgulă gate. Nu. Ok. Îmi pare rău să zic, dar nu. It's there is așa că Texan is banging on our shelter door. Bate cineva la ușă. Hai să vedem cine bate. Poate a venit doctorii să ne aducă medkit. Timmy cred că e mort oricum. Ce se poate întâmpla? Cât de rău poate să fie? Cât de rău poate să fie? Salut, Rafa, voiam să te întreb dacă te-ai uitat vreodată la un tuber, cum ar fi cei de la Cololive și dacă da, ce părere ai despre ei? Mă, ce zice, mă, de Sami Gherțoiu? Te întreb dacă Sicando să mai faci donatorii de cid muzica. O să-i trimit voice request. N-am microfonul pus pe PC-ul ăsta. Hai să-l spamăm pe Zasami. Ok. Nu. Reatomized. Vrea și Sami să joace Reatomized. Ok. Mamă, mam. Soriat când m-ai sunat. Salut, Rafaele. Mă, ce zice, mă, Silent? Am terminat acum One Piece, chiar îți recomand. Ce zici, Insanity? Salut, mă cheamă 1.Marius, sunt fanul tău numărul 5, ești cel mai tare YouTuber, tine o tot asai 1.Marius, respect, Rafa. Ok, ok. Da, ne uităm la live. Vă pup de nu vă vedeți. Ok. Două deste de mâncare. Nu avem medkit-ul, deci cred că e moartea. Și Timmy s-a și dus. Păpilinstein s-a dus. Deci da, hai să mâncăm la mișto, că avem prea multă mâncare gen. Ok. Doamne, stăm cu ăla lângă noi și noi murim. Fă-l, bă, medkit, cap de mustață. Uite ce păr are Ted. Are barba aia spuică scară. Ia uite-le. E hippie acum. E rapper. Rapper trapper. Ți-am fraga gica de-astea. Am auzit că începe școala. Tu ce sfat ne dai? Bă, sfatul e că zi. Cu bac sau fără bac. Semințele tot același gustare. Și shaorma tot același gustare. Deci stai pe spate. Ce zice, mă, asta setup-ul așa ne ducem în viitor. Hai să ne ducem în viitor dacă tot e.
Cine a venit, mă? A, a murit, mă, Timmy, dacă te schimbi la zile așa. Nu, Timmy chiar a murit, gen. Timmy, gen, e dead. Ted, după ce era bolnav, mai e și bătut. L-a luat aia, l-au perpelit un pic. Mama, 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 are Ted boala copiilor. Hai să-i dăm de mâncare și de băut. We had the chance to meet the strangest person today. He looked just like a human, except triple the amount of hands. Da, e niște mâncare, unul cu mai multe brațe, dacă nu-i dăm, le fură el. Ia, le mă, verișoară, miu, că ne-ai cocoșat. Salut, Rafa, ce am pierdut? Da, nimic acum a început live-ul. E chill rău de tot. Ai venit la momentul perfect. These are the secrets of the final supplies are running low. Ce supplies are running low, că suntem full de mâncare? Suntem bine, suntem bine. O să faci video după ce termin Classroom of the Elite? Da, o să fac un video legat de al doilea sezon. Mă, ce zice mă The Sam aici, că m-a cocoșat? Mâine la 9 la Chucky și să nu uiți? Da, very sure am eu. Rupem Chuck E. Cheese-ul ăla în doi. Cheamă-l și pe Insanitel să băgăm pizza. M-a spart Andresita că vrea să joace și ea. Wow! Chiar vreau să vă văd cum jucați amândoi acolo. Ce zice mai silent? Nu mâncăm la Chuck E. Cheese la 3... A, nu mânca la Chuck E. Cheese la 3 dimineața. True, true, true. Ziua 54. All hands on deck. A, au venit criminalii peste noi. Hai să împușcăm clasic. Ok. Băi, Andrei, lasă-mă în pace cu harta aia pe Roblox, că nu vreau să joc. Mă spamez de jumătate de oră. Ziua 55, bem și mâncăm. Gemenii au venit, ne vizitează, vor și eu o hartă. Luați harta, frații mei, că te de deja aproape mort, să transformă în zombie. Ok. Dacă merge pe Mac-ul ăsta... Are, mă, cum să nu meargă. Păi 60 seconds merge și pe frigider să-l joci. Gasiti toate materialele necesare pentru romana logica sistorie pe bacusorcom.puprafa.com pe ultima. Bă, m-a cocoșat Bacuș. Nu mi-ai citit donatia de mai devreme, tristețe. Doamne, voiam să te întreb dacă te-ai uitat vreodată la un VTuber, cum ar fi cei de la Hololive și dacă da, ce părere despre ei. De asemenea, voiam să te întreb dacă și când o să mai faci vreodată de ce muzica. Bă, Isilent n-are ce? Mă, ce se întâmplă? Da, m-am uitat la VTuberi. Da, donatorii de și muzica nu o să mai facem. M-am uitat la VTuberi. M-am uitat la mai mulți de pe Hololive. Inițial, gen, am dat subscribe la toți de pe Hololive. După aia, gen, am realizat că nu mă uit la nimeni și da. Ce VTuber îmi place? Marius Androni, X-Lader VTuber. E tare toată situația asta cu VTuberii, pentru că nu mai ești persoană publică cum sunt eu, gen, merg pe stradă și zic copiii: uite-l, mă, băi, Rafael, ăla e YouTuber-ul. Uite-l, haide, băi, el. Ok, așa dacă ești VTuber, nu te mai știe nimeni, habar n-are lumea cine ești, dacă nu te arăți, gen, cum sunt fetele astea, VTuberițe, habar nu ai cum arată în viața reală și e ok, pentru că ai faima de pe internet, dar în viața reală îți păstrezi identitatea. Față de cum e la mine, când, na, nu ați înțeles. Și ce VTuber am urmărit eu? Ok. Doi îmi plac din Hololive, doi VTuberi, Gaur Gura și Mori Caliope. Dar îmi place caracterul, cum se potrivește cu vocea. Dar nu mă mai uit la niciun VTuber de pe Hololive. Și super scuffed. Mă uitam recent la Gaur. De obicei nu prea îi prind că fac live noaptea. Mă uitam la Gaur Gura, juca niște ceva Minecraft și mergea extrem în lag, nu înțelegeai nimic. Deci nu prea e de mine. Rimses cu 100 de nocivani. Mersi frumos, Rimses. Mersi, mersi. Hai să vedem ranul ăsta unde ajunge. A, în sfârșit facem medkit-ul. Wow, 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 să rind înghețane. Nu mai pot, Doamne. Dacă moare, te dau acum, spar monitorul. Deci acum îi dau una. Îi spar monitorul ăsta, îl fac praf dacă moare, te dau acum.
Ia mâncare, doar nu mori. Deci da, nu prea mă uit la VTuberi. Gata, mă. Gata, fratello. Bravo, tată, să rinde înghețan, ești nebun. There is a man on our doorstep that wants to be a friend. He looks harmless. Are brații. Iar a venit ăsta cu 17 brațe după noi. Băi, Goro, băi, lasă-ne, băi, în pace, bă, băiatule. Nu, ție nu-ți mai dăm că ai mâncat. Ia doar tu, lasă-ne. Nu mai e zombie, băi, nu mai e că l-am vindecat. Am făcut medkit-ul. Te pup acolo jos, Rafael? Nu. Asta este răspunsul meu pentru tine. Nu. Mamă, iar ne atacă criminalii. Frate. Acum încuiem ușa. Dar nu mai avem după aia cu ce să ne apărăm. Nu e corect. Juca și va rob triangle. Doi de platform mergame pe Google Play. Mersi, te pup, Fafa. Timi a murit? Da, a murit. Că era bolnav și l-am trimis cu mâna goală și a murit. L-au furat niște nevăstui și a dispărut. Băi, nu mai avem cu ce să ne apărăm, mă, e problema. Chiar nu mai avem cu ce să ne apărăm. A venit omul ăla de știință, savantul, că a fost expediția de succes și acum ne cere apă sau mâncare multă. Noi avem, o să-i dăm niște mâncare și o să murim de foame, gen. Ok. Și acum dacă mai rezistăm vreo 10 zile, cred că o să câștigăm dacă vine savantul și ne salvează. Că i-am dat de mâncare. Bem și mâncăm. Mai faci geometrie dash? Nu. Nu știu ce e eventul ăsta. Hai la un socului. Socului. Shawarma de la socului de 5 kg. Am mâncat cu Silent și îți dai viața ca să mănânci shawarmica aia. Ok. Ce este un VTuber? Un VTuber este un YouTuber care în loc să aibă facecam ca mine, are un avatar virtual. Adică are un caracter, are o... orice, un câine cum e Insanity sau... are o fată drăguță la avatar sau așa mai departe. Și avantajul e că nu-ți mai arăți tu fața, adică nu știe nimeni cine e în spatele caracterului. A mergem pe 100 de zile? Bă, da. Iar au venit criminalii. E over. Au venit criminalii și nu avem cu ce să ne apărăm. Fețe triste în chat. Ne-am atacat criminalii. Până aici ne-a fost. Ne-am atacat criminalii. Și nu avem cu ce să ne apărăm și aproape câștigam pe țar bomba. Vine să plâng. E over. Mă, ce? Asta e reacția mea. Ce-au făcut, mă, criminalii? Când am deschis ușa, era un grup de criminali. Am crezut că suntem morți, dar prietenii noștri mutanți și-au ținut promisiunea. Mă, ce prieteni mutanți? Ah! Oh my god! Ăla de tot venea la noi cu multe brațe? Mă, știi ce s-a întâmplat? Tot venea un verișor cu multe brațe la noi și noi am dat de mâncare. Și ăla a devenit prietenul nostru. Mă, ce? N-am pula. Stai să-ți arăt. What? 60 seconds.
Stai. Mamă, dar merge și site-ul ăsta s-a blocat cu totul. Holy shit. Am zis că vă arăt în joc, dar... Mă, ce? Până vă arăt eu, sărind din ghețane. Ok. Avem niște probleme tehnice, băieți, trebuie să mă înțelegeți. Ia stai, pot să trag eu poza asta direct în OBS? Ia. O, regele. Fii atent, deci ăsta ne-a apărat pe noi. Îl vezi? Ăsta i-am dat mereu mâncare. Și verișoră miu. Știți ce a făcut când au venit băieții răi? A sărit la bătaie. Și zice că erau doi, nu unu. A sărit la bătaie cu ei și ne-a apărat. Wow! Bate cineva rău de tot la ușa noastră, deschidem. Dăm repede ochelarii. Agenții secreți! Oh my god, ne-au salvat agenții secreți! Wow, wow, wow! Agenții secreți ne-au salvat! W's in the chat, boys! Dab aici! Numai W, win, dab. Easy win pe țar bomba! A crezut că nu o să reușesc, a crezut că nu mai știu să joc 60 seconds! Easy, baby! Easy peasy. Nu am donat, eu chat, eu dau doar super chat. Easy. Eu dau doar super chat. A donat silent aici și am jurat. Bă, silent, nu mai donam cu jurături. Easy win. Aplauze pentru țar bomba. Un... Ia. În orașul nostru mic s-a născut un bai cardichi, se spune Radubos, ca o suge pan la o sfaie verde, se o sede pe... Ok. Easy win. Frumos. Chiar mi-a plăcut victoria aceasta royală. Frumos. Hai să vedem cum o se dice. Am fost luați afară, scoși din casă, în miezul nopții și transportați de urgență de către agenți într-un bunker prezidențial. Țineți minte asta, că ne-au dus cu președintele. Deci ne-au dus oriunde în bunkerul ăla, ne-au dus cu președintele, cu Joe Biden. Ok? Exact acolo ne-a dus. Sau ne-a dus cu Klaus Iohannis? Habar n-am. Este minunat, sigur. Pereții au aceeași culoare de gri ca în bunkerul nostru, dar acum avem 20 de metri square feet, e metri pătrați sau metri cubi, unde să mergem și să morim de plictiseală. Avem o găleată extra, ziar avem, este un upgrade. Viața aici își va merita toți banii. Stăm, ne relaxăm și lăsăm pe altcineva să golească găleata. Gen, Ted face treaba mare în găleată și ea o golesc. Ok? Bă, da. Vezi că e forță rău de tot pe țar bomba. Easy win pentru noi. Din păcate, a murit tot neamul, a murit toată familia. Dar noi... Victoria. 3 din 4 expediții de succes. Deci Timi și-a făcut... Vă dați seama ce... Rafael, te interesează să cumperi skin-uri Apex Go? Nu. Vă dați seama ce s-a chinuit Timi din greu să găsească provizii ca să trăiască Ted și după aia tot Timi moare și după aia Ted rămâne regele? Asta înseamnă, bă, copilul și-a sacrificat viața pentru părinte. Deși trebuie să fie invers, cred. Dar nu mai contează. Items brought from expeditions. Deci am zis nu de 7 ore, am zis da de 9 ori. Regele, gen. Share your adventure. Regele. Resmect. Esmec să fie, dacă zici tu, Beatrice.
Avem munci pe țar bomba, deci să nu vă mai aud. Frumos. Țar bomba. Mai, ne mai jucăm, noi mai facem alte challenge-uri. Poate, poate încercăm mai ending-ul ăla cu pisicile, dar e foarte greu. Ending-ul cu pisicile, trebuie să vină Sharikov în bunker. Nu aș trebuie să faci ceva cu omul de știință, parcă. Și o să ajungi într-un moment în care îți vine câte o pisică nouă în fiecare zi. Și fiecare pisică îți mănâncă o conservă întreagă. Și trebuie să ai foarte multe conserve, multe de tot. Da. Așa. Poți să-mi spui numele, nu. Cred că ne ajunge joaca pe ziua de astăzi, boys. Chiar a fost forță rău ranul ăsta, deci chiar mă bucur că am reușit să încheiem așa on a good note, desigur. Așa. Eu o să mă duc să fac niște flotări. Nu pot să văd notificările. A, s-a blocat Steam-ul cu totul, mă, nu știu ce are. Nu mai pot să văd nici ce zi. Sami, sare din ghețane, gen. Bă, s-a blocat Steam-ul. Mă, ce? Mă rog. Așa. Deci eu o să mă duc să mă îmbrac frumos rău de tot și după care mă culc. Gen. Nu, no, mai stau un pic și după mă culc. Așa. Ce să vă mai împărtășesc? Fă clip de bully, Nihon, Jin, nu știu ce zice frățiorul. Ce vorbești, Rafa? Asta e doar începutul, ok. Bro, what the fuck? Succes la flotări, frumosule. Gata, joaca. Foaie verde, castravete, uite prostu cum citește. Le plus ratio plus W team I plus leted. Le mulțumim top donatorilor. Să știu ei aici. O să închem această transmisiune cu o melodie de top pentru voi. Vreau o melodie mișto de tot ea. Ziceți-mi repede o melodie mișto de tot ca să încheiem. Wow, cum e asta? Vreau ceva mai top. Asta e clasică. Sunt DJ aici. Mă lăsă noapte bună! Hai, ceva frumos așa pentru voi de final. Pentru cine a mai rămas pe live? Ceva frumos așa pentru dumneavoastră. Ceva frumușanis. Mă taie pe mine, mă taie pe mine, mă taie pe mine, mă taie pe mine. Pune ceva mai jos. Să-i ții două cu mâna. Nu trezi aia. Stare să-l bateți. What the fuck is going on, dude? Oh my god! Afar! Deșteaptă de român! Wow, wow, wow! Ieți, oameni, să chinui și să joace și omul și tu ca plus! Haia! Luate-și ansa! Degeaba
face, eu sunt Irafael, talent înnăscut, pur și simplu o legendă vie care nu moare niciodată. Oh! Oh! Aud, Rafael! Here he comes once again. The first base is a drain. He's going to hit the ground there. It's Cold. Oh! What? A jumping double from Cold! What is there going on? When he gets the shot, Cody, what are you doing? You've got to be kidding. That's a clutch! Bă, ți-am spus! Bă, ți-am spus, mă, ți-am spus! What the fuck was that, bro? But how can you lose 1v3? It's impossible for me. El City, El City, Edgar, că e bârcat pe aia, pe blănile alea. Rafaele, ne mărătăți copilașii. Wow! Ce faci aia, să uită în perete? I think I'm cute. Ce-a pus mă aia? Îl cheamă Suarez, pe la Steaua parcă juca. Your hack is gold. Trag în el non-stop și nu... Calmate, hombre, că se seată tot în pasito. Está safando. Me estoy cacando. Nu! Cum? What? Bă! Bat musca. De ce-ți place musca? Pe cap aș sulele să vi le frec. Sunt în născătoare de Dumnezeu. Baby. Oh my god. Suflă-mă, muci. Încearcă să mergi în beci sau să nu râzi alături de domnul meu, Rafael, aici de față, domnul prieten, am vreo zic, dar... Domnul meu! Pe mine, bă! Say something in Romania. Say f***. Oh, I don't know. Constanța! Constanța! Iubi, Rafael, iubita ta! Ce frumușei sunteți împreună! Yes! Dude, bă, prost ești! Tu mă împinsăși pe mine! Hard for you, baby. Normal că mă bat, dacă n-am cu cine să mă bat. What the fuck? Nici tu nu mai știi ce spui, Marius. Suntem cel mai tare cuplu, Marius. Never, never, say that never, Justin Bieber on. Două episod de survival games. Înainte să începem, aș aprecia. Da, 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 da! M-am țăpat pe sulă. Eu sunt cel mai tare la PvP din România, am fost ales de Corporația Românilor din România. Băga-mi ești gura ta! Băga-mi ești gura ta! Mă du-te, b-a mea, mă, dar cum vorbesc, mă? Să-mi bat... Matei Leul! Ai de capul, doi, Matei Leul! Mărțoaga! M-au scărpinat copiii. Uite ce frumos Mega Knight-ul ăla, deși el are puterea a de a sări, el totuși merge. Eu sunt dulap care-i tii da cu în cap. Păi dorici, poștia, că de repede dacă dorici. Nico, Nico, ni. Legend Sula. Legend Hachi. Wow! Legend Hachi a mers. Legend Hachi? De la ploci. Wow! Nu, nu, unul de jos, unul de jos. Vai, mamă. Minia Zavud Rafael. S-a cautat pe net ce a zis Rafael. Mizia Dravut Rafael. Am plac gainile. Am plac gainile. În total sunt 17 litere. A 17-a poza este asta. Un bărbat la sală. Stiti, cine mai este bărbat? Exact, era Pandumielu. Este posibil ca Rafael să fie cu... 7, 6, 5, 3, 1, 0. Suca, blăd. Aha. Tung 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 tung.
Ești nebun. Și dacă o fi să fie. Lăsați copiii să vină la mine. Micuții mei! Oh, frumușeii mei! Frumușeii mei! Pornohaci. Aici, la bucanire. Ia-te-mă taie, Aline! Bodyguard! Bodyguard! Mă alergă unul cu țâtul, dă-i! Hai mă, Malacai, du-ne la destinație! Șoferul Malacai! Zici că a vomitat cineva pahar. Ula. Băi, Superman, luate-ar dracu cum sări, bă, mâncați-aș pe aici, pe sus!